Grichino TV. Param, param, pam. Bună ziua, dragii mei telespectatori, cu voi din nou Grechina și emisiunea. Dar du-te, măi, te rog frumos, că am scheptă. Da! Nu vezi că am început emisiunea? Și cum, mai cu captain, dar vrei să tunzi muspiața de să-l captain? Mai dai acolo nici doamne, trijere de păr și Hitler era mai mustișos ca tine, măi. Ești bine dacă vii acolo și nu mi-a turbat la cap. Când a să-ți freca mușul, m-au dat, a să-ți vâr cana aceea de jumătate de litru și mi-a zis drept în gură cu totul. Măi, că e așa de mare. Așa e aici, cred. Ca omul și ăla din Hugo, care v-a scris. Citești? Victor Hugo a scris omul care se râde. Dar tu ai șed om și care șed cana și mi-a zis în bot. Nu mă nerva că eu așa muncesc. Și așa stresant de tot. Cu Facebook-urile astea și cu toate aiurierile. Să mă iertați, dragii mei, eu stresant de tot ultima vreme cu toate Facebook-urile astea. Astăzi, moment poetic despre viață. Oameni buni, dați să vorbim despre așa o mare boală pe care cam cu toți o știm și care se numește fală. Dacă sincer, moldovanul de mult e bolnăjor de ea și o să o aibă și la anul, chiar dacă viața va fi grea. Că nu importă în bogății, moldovanul astră ești, ori plin de sărășii, el tot una sfălește. El trăind o viață întreagă în cuhnița părintească, pentru fior sau fiica dragă, așa o nuntă strântească, că-i boje o paisi, cum s-ar spune. N-are importanță, ești sărac, mediu, srednic, cum s-ar spune, ori bogat de tot. Cam aceeași nuntă și, că așa-s moldovenii. Că așel cu restoranul, o scriadă că la el nu te faci Abu Hasanu. Cu sprăjească și jiței. Nu sprăjească, dar o sprăjească. O spune jiței prăjiți pe masă. În loc de purșeluși pe masă, scroava prăjită cu purșei, supă din broască țistoasă, banane în loc de bostănei, dar niște banane cele așa de jumătate de metru. Ori să ghețească, ori să facă genoinginierii, dar are importanță. Așa-i banani de un metru, dar ce-i banani pe masă? Vor tăia hipopotamul pentru borș scăzut sau rășituri de un hipopotam, ați alcubrit la zoopark dacă trebuie. Și în casa al mai împliși cu tăibași de șmeșcați americanski. Icre doar cu kilogramul, dar icre de și e bună, sură. Nu icre roșii, ori icre neagre, dar sură de tot, care nici nu există. Jumate e albă și jumate e sură. Făcute din, știți când un pește negritean și un pește belan? Și icra este jumate belan și jumate neagră. Așa, să învățați și să citiți, în Google, eu am citit, știu. Să nu ziceți că spun mișuri. Fontancicuri de ciocolată, moniți și căpri din bizele, vreo peuniță în cur înflată și prăjită în caramele. Și de estea sunt, am uit de toate sunt, numai să ai bani. E băutură nici nu zic, o să aibă chiar de toate. Și cu țuflic, și fără țuflic. Dar de ce și în cap doar bate? Băutură niciodată, moldovanul, n-a și jin din Sprastoi adus de acasă, din Bici. A și niște jinuri italianski, africanski și franțuschi. Că el nu poate să bea o căldare de jin și să îmbete și să doarme cum lasă un răștur ori în scrop. El trebuie să aducă whisky, spune pe masă, spune cognac V8 din Franția. Uite același cognac ca cuvintul moldovnesc. Are chepurii mai gustoase, cu malini, ori căpșuni.
De că e moldovan, măi. Originul de franțuzchi. Ani chipul originul și ăla nu-i făcut din poamă, dar din vinagrat. Nu-i fals, dar tu e în butilc, n-are importanță că, știi, ca, vei spune, ca stichis într-o butilc frumoasă și să o zacurtiești, să o pui așa cu scoci frumos, scrii scoci la abracadabra, ziobra, și pune-o pe masă. Scrie Isabeliu, super lux. Spune o holodine, că cetul cald nu-i bun. Și îi se vezi cum așa deja se toarne și când a se dă așa deja cu pehăruț și el am vrut să vă arăt, așa, mă cam ucișcuți, da, așa, și de, pe hăruț și el așa zică, vai, ce buchet aromat și ce frumos! Doamne, eu așa vin n-am băut, când ai la cetul lui Doghitoș ca ora lui Vasile Căprariu, cum s-ar spune. Dacă așa suntem noi, nu ne uităm numai la butili și frumoase, la, dar și nu după ce caci într-o corobă cu tort, zici că e tort. Așa îi fac în America. Și dacă la nuntă înainte, cânta unul cu garmoșca, îl mai chema și pe părinții și cu doba pe moști moșca. Azi e nebunială mare, artiști mai mari, mai mărunței, în stiluri hop și populare și care nu cântă pentru ei. Mireasa, dacă și nireasă, în 10 rochi eu sunt. 8 în sală, 2 acasă, ei jumătate din nuntă o să schimbi. Dar dacă așa mai pe scurt, nu ca azi sau ieri, face nunta moldovanu. Astăzi nu înțelegi de boieri, chiar dacă își împrumuți bani. Că pentru un praznic inedit să-ți însori copchilul sau nepoții, iei de la bancă un credit, că pe urmă îți mănânci chiloții. Dacă e drept, oameni buni. Ori lucrând în altă țară, ca ceva să-ți construiești, hop, fiorul se însoară și gata, banii nu îi cheltuiești. Și pentru și atâta fală. Să faci nunte din perat. Dar fă în cort. Nu fă în sală cu toate babele din sat. Mai care să grăiască babele din ghinșa. Zic, eu ce maladie și bravo și ții minte de dati și de străbuni. Ei, da, caz nu-i la modă să faci nunta în cort. Și om simplu, tot nu-i la modă și... Astăzi, oameni buni la modă, să arăți la toți că ai bogății. Eu una cred, că e o prostie, cheltuie o grămadă de bani, că ei ies de la o prostie să dispart peste 2 ani. Ei, da, asta e altă temă, dragii mei, cu dispărțirea. Dar dacă-i trebuie, fă mai o nuntă în cort, cheamă prietenii ăștia din sat, neamurile, vecinii, baldeiește. Dar mulți se duc, nu, se duc în sală și cheamă, nici nu cheamă neamurile lor dacă sunt mai sărași. Nu vorbă 10 frați în familie și dacă e trist, bogați, dar așa la înțeles mai așa ea, mai prăstei, nici nu cheamă la nuntă. Și se... Fă! Eu acum am schimb oameni de gală, deputați, artiști, ascânti țopa cu pachiopa. Dar ieși de acolo în cămiști de care câștigate la mort și să bei și să dansezi așa. Acolo ați dansat toți ca în joc, așa ia. Nici nu-i cheamă. Înainte mai făceau nunți frumoase, moldovnești, cu covare în cort. Da, era mult cheltuială, mult poroială, dar așa și nuntă, măi. Faci o nuntă, ți pori, ți aduci aminte. Că ai dus cu panierul farfuriele prin mahală, le-ai adus, ai mai stricat, ai cumpărat cu metra iară, că două varieliți când le-au mâncat Gheorghe, era bat și în loc de prăjită, ai mâncat varielița. Da, mu, și te duci la sală, dat un pumn de bani, ei peste 2 ani de zile dispart și eu să încep, am părți podeșile și unul se duce la panchiușa alta, la tanchiușa și s-a mutit dragostea. Pentru ce ai cheltuit tu un sac de bani când din sacul cel de bani puteai să faci o casă și trăiești o viață? Că l-ai înturat pe șortul, ori pe ficta, de-ai pe 2 ani să o... Hașă la revedere! Ih, dragii mei, dar nu te mai trebuie ca să ți Uf, smeriteați, mai nu m-a apucat cardiatit și schișoc. Mă iertați, dragii mei, dar să vă redoghi toți că este a meu ca și de canistra de dimineață. S-a spus că am vrut să fac Hugo, am o să vieți. Și asta, dragii mei, pe azi. Vă doresc o zi frumoasă. Grechina TV.
Парам-парам-пам. Пу!